Voi trece în revistă mesajul celei de-a doua părți a cărții Iov. Duminica aceasta am să invit grupurile să petreacă timp în ceea ce este notat aici ca fiind săptămâna a 10 -a, pentru că 9 săptămâni le-am acoperit până în decembrie dar vom mai rămâne pe această săptămână încă până cealaltă duminică, deci două duminici vom petrece pe această temă. Tema acestei săptămâni este, vine din îndemnul lui Elifaz, împrietenește-te cu Dumnezeu. Dar o să descoperiți, citind cuvântul Domnului, lucruri deosebite care se potrivesc și astăzi, după 4000 de ani în viața noastră. Astăzi am să citesc din răspunsul lui Iov, din capitolul 23, primele șapte versete, apoi versetul 16 și 17 și din capitolul 24, primele 12 versete. Iov a luat cuvântul și a zis, și acum plângerea mea este tot o răzvrătire. Dar suferința îmi înădușe suspinurile. Oh, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umplea gura cu dovezi, aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are să-mi spună și ar întrebuința el toată puterea ca să lupte împotriva mea, nu ci m-ar asculta negreșit, doar un om fără prihană ar vorbi cu el și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dumnezeu mi-a tăiat inima. Cel tot puternic m-a umplut de groază, căci nu în durerii mele mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat. Atunci ce? Mai citesc o dată acest verset căci nu întunericul durerii mele mă nimicește. Păi am crezut că problema este doar de ce sufere cel neprihănit, de ce îngăduie Dumnezeu suferința. Ascultați ce zice Iov. Nu întunericul durerii mele mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat. Pentru ce nu păzește cel tot puternic vremurile de judecată? Și de ce nu văd cei ce-l cunosc căile lui de pedeapsă? Sunt unii care mută hotarle, fură turmele și le pasc, iau măgarul orfanului, iau zălog vaca văduvei, îmbrâncesc din drum pe cei lipsiți, silesc pe toți nenorociții din țară să se ascundă. Și aceștia ca sălbatici din pustie ies dimineața la lucru să caute hrană și în pustie trebuie să caute pâinea pentru copiii lor. Tai trețul care a rămas pe câmp, culeg ciorchinele rămase pe urma culegătorilor în via celui nelegiuit. Îi apucă noaptea numezeală, fără îmbrăcăminte, fără învelitoare, împotriva frigului îi de ploaia munților și neavând altă adăpost să ghemuiesc lângă stângi. Aceia smulg pe orfan de la țâță, iau zălog tot ce are săracul și săraci un blăgoi de tot fără îmbrăcăminte, strâng znopii și sflămânzi. În grădinile nelegitului ei fac un delemn, calcă teascul și le este sete. Încetăți se aud vaetele celor ce mor, sufletul celor răniți strigă și Dumnezeu nu ia seama la aceste mișelii. Ce te tulbură așa de mult, Iov, dacă nu negura suferinței tale? Ce negură te cuprinde? De ce îngăduie Dumnezeu nedreptatea? De ce nu faci odată Dumnezeu dreptate? Dincolo de suferința mea, zice Iov, când mă uit în jur, câtă nedreptate e în lume. Eu a trăit acum circa 4.000 de ani. A fost vreodată altfel pe Pământ? Omul este ființă rațională, s-a spus. Este mai multă dreptate pe Pământ? Dar întrebarea lui Iov este aceasta? De ce nu ia seama Dumnezeu la aceste mișeli? De ce îngăduie Dumnezeu nedreptatea? De ce tace Dumnezeu? Adică, eu vreau să-l să înțeleagă pe Dumnezeu. Este tulburat de ceea ce vede în jurul lui. Acum vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru foarte simplu. Toți suntem preocupați de dreptate. Mai ales când e vorba de dreptatea noastră. Când e vorba de dreptatea mea. S-ar putea ca dreptatea mea să nu fie dreptatea celuilalt. Dar pe mine mă, mă preocupă dreptatea mea. nu așa? Aș vrea să observați în cartea Iov ce dispute încinse aprinde convingerea că eu și poate numai eu am dreptate. Ce dispute, ce dispute în biserici, ce dispute în societate. Ce dispute aprinse în talk Mi-a venit ideea să selectez din primele capitole din cartea lui Iov dialogul direct dintre Iov și prietenii lui. Acele cuvinte în care prietenii lui îi se adresează direct lui Iov cu niște aprecieri la modul personal și modul în care Iov le răspunde. Totul începe de la plângerea lui Iov. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă și viață celor amărâți la suflet? Pentru ce zic dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu din toate părțile? La această plângere a luat cuvântul Elifaz. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis, dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă? De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum când este vorba de tine, ești slab. Acum când ești atins tu, te tulburi. Eu v -a luat cuvântul și a zis, Oh, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă, ar fi mai grele decât nisipul mării, de aceea îmi merg cuvintele până la nebunie. Mă înțelege Lifaz? Cel ce suferă are drept la mila aproape chiar dacă părăsește frica de cel tot puternic. Dar voi, frații mei, V-ați arătat înșelători ca un pârâu, ca albia pâraielor care trec. Așa sunteți și voi acum pentru mine. Vreți să mă mustrați pentru tot ce am zis și să nu vedeți decât vânt în cuvintele unui deznădăjduit? Voi năpăstuiți pe orfan, prigoniți pe prietenul vostru. Uitați-vă la mine, vă rog, vă rog, doar nu voi minți în față, întoarceți-vă, nu fiți nedrepți. Adică de ce mi-ați întors spatele? întoarceți-vă și mărturisiți că sunt nevinovat. Vilda din Șuah a luat cuvântul și a zis, până când vrei să vorbești astfel și până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic? Oare va răsturna Dumnezeu dreptul sau va răsturna cel tot puternic dreptatea? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Sofar din Nama a luat cuvântul și a zis, să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns și să creadă limbutul că are dreptate? Vor face vorbele tale de șarte pe oameni să tacă și îți vei bate joc de alții fără să te facă cineva de rușine? tu zici, felul meu de a vedea este drept și sunt curat în ochii tăi. Ah, de-ar vrea Dumnezeu să vorbească, ai vedea atunci că nu-ți răsplătește totuși după, fără de legea ta, că nu te bate Dumnezeu după cum meriți. Eu a luat cuvântul și a zis. S-ar putea zice în adevăr că neamul omenesc sunteți voi, și că odată cu voi va muri și înțelepciunea. Am și eu minte ca voi, nu sunt mai prejos decât voi. Și cine nu știe lucrurile pe care le spuneți voi? Eu sunt de bat jocura prietenilor mei când cer ajutorul lui Dumnezeu. Dreptul, nevinovatul, de bat jocură. Ce știți voi, știu și eu, nu sunt mai prejos decât voi căci voi sunteți niște făuritori de minciuni, sunteți cu toți niște doctori de nimic. O, oh, de ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat! Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-L apărați? Vreți să țineți cu El și să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă vă va cerceta El, vă va găsi oare bine? Sau vreți să-L înșelați cum înșelați un om? Părerile voastre sunt păreri de cenușe. Întăriturile voastre sunt întărituri de lut. Tăceți! Lăsați-mă! Vreau să vorbesc! Iată, mă sunt gata să-mi apăr pricina, că știu că am dreptate. Are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci tac și vreau să mor! Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis, se cade să dea înțelept, înțeleptul care a răspuns înțelepciune de șartă? Sau să-și umfle pieptul cuvânt de răsărit, adică cel care aduce pustire, uscăciune? Să se apere prin cuvinte care nu ajută la nimic și prin cuvântări care nu slujesc la nimic? Tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu. Nimicești orice simțire de evlavie față de Dumnezeu. Nelegiuirea ta îți gura și împrumuți vorbirea oamenilor vicleni. Nu eu, ci gura ta te sândește, Buzele tale mărturisesc împotriva ta. Ce știi tu și să nu știm și noi? Ce cunoștință ai tu pe care să nu o avem și noi? Încotro te trage inima și în ce înseamnă această privire țintă a ochilor tăi. Eu v-a luat cuvântul și a zis. Astfel de lucruri am auzit eu. Am auzit eu des. Voi sunteți niște mângăietori supărăcioși. Când se vor sfârși aceste vorbe în vânt? Și pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale? Ca voi aș vorbi eu de a-ți fi în locul meu? sunt înconjurat de jocoritori. și ochiul meu trebuie să privească spre ocările lor. Dar voi toți, întoarceți-vă, veniți iarăși cu cuvântările voastre și vă voi arăta că între voi niciunul nu e înțelept. Bilda din șuah a luat cuvântul și a zis. Când vei pune capăt acestor cuvântări? Vinoți în minte și apoi vom vorbi. Pentru ce ne socotești atât de dobitoci? Pentru ce ne privești ca pe niște vite? Eu v -a luat cuvântul și a zis. Până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zrobi cu cuvântările voastre? Iată că de zece ori m-ați jocorit. Nu vă este rușine să vă purtați așa? dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta. Credeți că mă puteți lua de sus? Credeți că mi-ați dovedit că sunt vinovat? Țofar din am a luat cuvântul și a zis, gândurile mele mă sile să răspund și frământarea mea nu-mi dă pace. Am auzit mustrări care mă umplu de rușine și din adâncul minții mele Duhul mă face să răspund. Eu v-a luat cuvântul și a zis, Ascultați, ascultați cuvintele mele, dați-mi măcar această mângâiere, lăsați-mă să vorbesc, vă rog, și după ce voi vorbi, veți putea să vă bageți joc. Pentru ce dar îmi dați mângâieri de șarte? Ce mai rămâne din răspunsurile voastre decât viclănie? Interesant dialog. Acești trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iov pentru că el se socotea fără vină. Atunci, și vă rog să notați cuvântul, s-a aprins de mânie. Atunci s-a aprins de mânie Elihu. El s-a aprins de mânie împotriva lui Iov, pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu. Și s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui, pentru că nu găseau nimic de răspuns și totuși o sândeau pe Iov. Dar văzând că nu mai era niciun răspuns în gura acestor trei oameni, Elihu s-a aprins de mânie. Iată de ce zic, ascultați-mă, îmi voi spune și eu părerea. Vreau să răspund și eu la rândul meu, vreau să spun și eu ce gândesc, căci sunt Plin de cuvinte, îmi dă ghez duhul în meu. În meu este ca un vin care nu are pe unde să iasă, ca niște burdufuri noi, gata să plesnească. Voi vorbi, deci, ca să răsuflu în voie, îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Ce atmosferă? De biserică din secolul 21. Ce atmosferă? de familie, de prieteni. Și totul pentru că noi avem dreptate? Ba, noi, ba eu am dreptate. Noi avem dreptate? Nu. Voi nu aveți dreptate? Eu am dreptate. Cât de multe lupți ca să demonstrezi altora că doar tu ai dreptate. Ce se întâmplă în sufletul tău când alții nu-ți dau dreptate? Încep să te acrești, Cum crezi că îi afectează pe alții refuzul tău de a le da dreptate? Ce, ce relație zidești atunci? Iată la ce mă mai gândeam. Cum ar fi biserica în care fiecare ar dori să-și impună dreptate? Dar ce e rău ceva cu dreptatea? Cum poți mascate prejudecățile, ambițiile. De lupta pentru dreptate. Elifaz și cei doi prieteni lui au venit de la distanțe foarte mari, că au auzit de nenorocirea lui Iov. O săptămână au stat lângă el, au tăcut și n-au îndrăznit să spună niciun cuvânt, că vedeau cât de mare era durerea. Luau țărână de, pe, de jos și aruncau cu ea în sus, își puneau cenușe în cap și plângeau pentru durerile lui și suferința lui Iov. Și apoi au început să-l învețe pe Iov și au descoperit că Iov nu are dreptate. Iov se ține și el tare și spune, dar voi nu aveți dreptate, mai bine ați fi tăcut. Era mai, a fost mai bine în prima săptămână când ați tăcut. o să studiați acasă, în grupuri, și o să vedeți în ultima cuvântare a lui Elifaz, până unde ajunge. Elifaz zice la un moment dat lui Iov, nu-i mare răutatea ta și vor de legile tale fără număr? Luai fără pricină zolog de la frații tăi, lăsai fără haine pe cei goi, nu dădeai apă omului însetat, nu voiai să dai pâine omului flământ. Țara era a ta, fiindcă erai mai tare, te așezai în ea, fiindcă erai cu vază, dădeai afară pe văduve cu mâinile goale și brațele orfanilor le frângeai. Ce acuze directe la adresa lui Ior. punctuale. Ai făcut și asta, și asta, și asta. Păi el dacă ai știut că eu e așa om. De ce ai venit de la, atât, de la sute de kilometri să-l mângâi, dacă știe că e astfel de om? Nu, la început, Elifaz n-a că Iov e, 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 e chiar așa. Dar să știți că au fost binevoitori care au venit și s-au apropiat de ei și au spus să știți că voi aveți dreptate în tot ce îi spuneți voi, El nu vă dă dreptate, dar voi aveți dreptate că uitați, voi nu știți, dar uite ce a făcut Iov. Și a făcut și asta, a făcut și asta, a făcut și asta. Și Elifaz care căuta argumente să susțină punctul de vedere, imediat a tras cu urechea la toate acuzele. Și a ajuns convins că Iov chiar așa a făcut. Se zice în Cartea Proverbelor că cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Elifaz pleacă urechea, care și el un interes. Acum la el interesul era unul de sorginte teologică. La alții poate să fie alte interese. Dar ce am vrut să punctez, selectând aceste, acest mod în care se adresau unii față de ceilalți, cât de mult s-au apropiat ei unii de alții? Sau cât de mult s-au înstrăinat? Învățăm ceva și pentru noi astăzi. Dar Iov nu are plângeri numai față de prietenii lui. De fapt, plângerile lui Iov sunt la adresa lui Dumnezeu. Pentru ce nu păzește cel atotputernic vremurile de judecată? Și de ce nu văd cei ce-l cunosc zilele lui de pedeapsă? În cetăți aud vaetele celor ce mor. Sufletul celor răniți strigă, și Dumnezeu nu ia seama la aceste mișelii. Dumnezeu, nici Dumnezeu nu vrea să mai facă dreptate. Suntem într-o lume în care Dumnezeu nu intervine și nu face dreptate. Vreau să anticipez oarecum și un aspect al, al încherii cărții lui Iov. Va veni Elihu și va vorbi, știți cât va vorbi Elihu? O să vedeți într-una din săptămâni, Șase capitole lungi în cartea Iov sunt numai Cuvântarea lui Elihu. Cuvântarea lui Elihu este mai lungă decât oricare din cele 17 epistole din Noul Testament, de la Galateni până la epistola lui Iuda care este înaintea Apocalipsei, cu excepția epistolei către evrei. Deci dacă luați toate epistolele din Noul Testament și comparați cuvântarea lui Elihu cu fiecare epistolă, cuvântarea lui Elihu e mai lungă decât Galateni, mai lungă decât Efeseni, mai lungă decât Coloseni, mai lungă decât Iacov, mai lungă decât oricare altă, altă epistolă din Noul Testament, din 17 epistole, auziți? Și el ține această predică în fața a patru oameni. Iov și trei prieteni. Am avut la început un lider de grup care și astăzi este un deosebit slujitor al lui Dumnezeu într-o altă biserică, e pastor, predică. Dar a venit să-mi spună după câteva săptămâni, după ce a venit în biserica noastră, frate, nu știu ce se întâmplă, dar grupul ăsta s-a topit în câteva săptămâni. Nu vreți să vorbiți cu alții din zonă să vină și să încep un alt grup? Să mă ajutați să încep alt grup? Și am zis, sigur că da. Și am vorbit cu alții. Și după câteva săptămâni s-au topit și aia. Și a zis, frate, nu știu ce se întâmplă, dar eu nu, nu sunt chemat să fac asta. Și am stat de vorbă cu cei care au dispărut din grup. Și sus, spus, dar ce să facem? Că el ne predică ca de la învon. Noi nu putem vorbi, el ne predică. Deci, cu bună intenție, mă înțelegeți? Și Elihu, și Elifas, toți au avut intenții bune. <laughs> Învățăm și lucruri practice pentru felul în care să ne purtăm noi astăzi. Dar problema cheie aici este. De ce îngăduie Dumnezeu nedreptatea? Acum o să vedeți când ajungem la ultima fază din uh, descrierea care avem în cartea Iov, atunci când intervine Dumnezeu, atunci când vorbește Dumnezeu, Iov a fost prins în această furtună a suferinței. Cineva chiar m-a întrebat toamna trecută de ce n-a vorbit Dumnezeu mai devreme. Sigur, toată suferința lui Iov a durat câteva luni și Dumnezeu i-a lăsat să dezbată. La urmă a intervenit Dumnezeu. Nu intru astăzi în... a discuta mesajul pe care l-a dus Dumnezeu. O vom face la vremea potrivită. Dar să știți că Dumnezeu nu vine să zică, eu știi ce, îmi pare rău că am tăcut. Eu să îmi cer scuze de la tine. Că te-am lăsat să treci prin încercarea asta. Nici măcar nu vine să-l mângâie și să-i spune, Iov, Așa de rău îmi pare pentru durerile tale, pentru pierderile tale. Iată cum, cum vorbește Dumnezeu. Ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celuia tot puternic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Asta după ce Dumnezeu a făcut o introducere și a vorbit din mijlocul furtunii. Dumnezeu nu era departe de furtună, era chiar în mijlocul ei. Era un părinte care își frângea inima. Așa cum zice în Osea, tot lăuntru mi se mișcă de milă. Mi se zbate inima în mine, zice Dumnezeu. Tot lăuntru mi se mișcă de milă. Dar când îi se adresează lui Iov, după ce îi adresează un mesaj, continuă tu care mustri pe Dumnezeu, ai vreun răspuns de dat? Eu v-a răspuns Domnul și a zis, iată, eu sunt prea mic ce să-ți răspund. Îmi pun mâna la gură, am vorbit o dată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Și nici acum nu zice Dumnezeu, e, în sfârșit îți mulțumit, Iov, că te-ai smerit și recunoști că nu mai ai ce să zici. Nu? Dumnezeu continuă. Asta înseamnă că încă mai trebuie să-i spună ceva lui Iov. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii, încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Vrei să nimicești până și dreptatea mea? Iov întreba, de ce îngăduie Dumnezeu nedreptatea? Și Dumnezeu îi zice, vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să-ți scoți dreptatea? De câte ori se întâmplă în familie lucrul acesta. Unul osândește pe ceilalți ca să-și scoată dreptatea lui. De câte ori se întâmplă în biserici lucrul acesta? Câte biserici sunt frământate de furtuna aceasta? Că fiecare vrea să-și scoată dreptatea lui și Dumnezeu zice... Vrei să mă osândești ca să-ți scoți treptatea? Ai tu un braț ca lui Dumnezeu și un glas de tunet ca al lui? Dar Iov, fii tu pentru o clipă în locul meu. O invitație extraordinară pe care o face Dumnezeu lui Iov. Ascultați! Împodobește-te cu măreție și mărime, îmbracă-te cu strălucire și cu slavă, Varsă-ți valurile mâniei tale și doboară cu o privire pe cei trufași. Smerește cu o privire pe cei trufași, zdrobește pe loc pe cei răi, ascunde-i pe toți împreună în țărână, învelește-le fața în întuneric. Iov, fă tu dreptate pe pământ. Fii tu în locul meu și fă dreptate pe pământ. Și atunci voi aduce eu laudă puterii dreptei tale. Ce provocare pentru Iov. Iov fă dreptate și eu am să laud dreptatea ta. Să nu treceți ușor peste cartea Iov. Luați-vă timp. Și singuri, și în grup să meditați. E așa profunzime aici. Următorul verset. Uită-te la hipopotam, căruia i-am dat viață ca și ție. El mănâncă iarbă ca boul. O să vedeți când ajungeți de la studiu hipopotamul. Dar de fapt, în textul biblic, este Behemontul. Behemontul era o viețuitoare preistorică și singura viețuitoare care se aseamănă cu Behemontul e hipopotam, din descriere. Dar se pare că era cea mai, cea mai puternică, cea mai mare viețuitoare de uscat. Iar Leviatanul singura comparație o putem face cu crocodilul. Cine a văzut filmul Godzilla poate și-a făcut o imagine despre o, o, fiară care face să clocotească oceanul. Behemontul și Leviatanul sau Hipopotamul și Crocodilul. Uită-te ce tărie are în coapse ce putere are în mușchii pântecelui. Mădularele lui sunt ca niște druși de fier, oasele ca niște țevi de aram. Și ce face? Toată ziua să bălăcește în nămol și în apă. Nu folosește la nimic. Iov, fă dreptate! Dar spunem, ce să fac cu hipopotam? Ce să fac cu ceea ce nu folosește la nimic în lumea asta? Ce să fac? Încearcă să îmblânzești leviatanul, încearcă să îmblânzești crocodilul, treci pe lângă el și nu-i nu faci niciun rău. Și să aruncă cu o ferocitate să te prindă, să te sfâșie. Poți să-l îmblânzești? Și dacă nu-l poți îmblânzi, ce să fac cu el? Și dacă încep cu hipopotamul și cu crocodilul, unde să mă opresc? Ce mai rămâne din oameni? Unde să mă opresc? De multe ori m-am mirat cum s-a pocăit Iov când Dumnezeu i-a pus în față două animale, două viețuitoare și cele mai, mai crude, mai nefolositoare. Ce-o fi înțeles Iov? Ce a fi înțeles Iov? Oare a înțeles că are Dumnezeu răbdare? Oare a înțeles Iov că dacă are răbdare cu hipopotamul și cu crocodilul, atunci are răbdare și cu el? Atunci are răbdare și cu cei răi în lumea asta? Da, va veni o zi când Dumnezeu va face dreptate. Până atunci nu va fi dreptate pe pământ. Până când va face El. Dar ce bine că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu înseamnă har, înseamnă milă, înseamnă îndurare. Și pentru Saul din Tars care persecută biserica, și pentru cei ce sunt nedrepți și Dumnezeu le dă ocazia ca Duhul Dumnezeu să-i cerceteze, o, dacă aș ști unde să-l găsesc, se plânge Iov! Dacă aș ști unde să-l găsesc! Dacă aș putea ajunge până la tronul lui, până la scaunul lui de domnie! Iată răspunsul lui Dumnezeu! Nu doar că are răbdare cu hipopotamul și cu crocodilul, cu mine și cu tine, da? Ci Dumnezeu a trimis în lumea aceasta... a trimis în lumea aceasta pe Fiul Său. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. A fost luat prin apăsare, un proces nedrept, dar el se supunea dreptului judecător. Ce include dreptatea lui Dumnezeu? Cum a venit Dumnezeu la noi? Cum prin Isus Hristos avem intrare slobodă la Tatăl? Ce ar trebui să învățăm noi din cuvântul Scripturii și din evenimentele care se întâmplă în jurul nostru? Ce ar trebui să învățăm noi? Cum ar trebui să ne motiveze îndelunga răbdare a lui Dumnezeu? Și care este menirea Bisericii într-o lume nedreaptă? Știți cum se încheie cartea Iov? Iov se smerește, Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi ce planurile? Întreabă Dumnezeu. Da, am vorbit fără să înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te, te voi întreba și mă vei învăța, zice Dumnezeu. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușe. Interesant că nu dreptatea lui Dumnezeu l-a, la, la determinat pe eu să se pocăiască, ci harul. Când a înțeles că Dumnezeu are răbdare, când a înțeles că Dumnezeu e îndelung răbdător. Bunătatea? Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Când a înțeles această bunătate a lui Dumnezeu, nu dreptatea care o invoca, ci când a înțeles harul lui Dumnezeu. Și cum să nu-l înțelegem noi când harul lui Dumnezeu ne-a fost adus prin Isus Hristos? Legea a venit prin Moise, harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Și am să închei ca să descifrăm ceva din menirea noastră ca biserică pe pământ. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum șapte viței și șapte berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bilda din Șuah și Țofar din Ama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. M-am întrebat citind aceste versete, de ce nu i-a zis Dumnezeu lui Iov? Iov, dute și roagă-te pentru ei. I-a zis lui Elifaz, duceți-vă la Iov să se roage pentru voi. Vedeți cum Harul lui Dumnezeu face ca încheierea acestei drame să fie una în rugăciune. Cei trei au vorbit frumos de Dumnezeu. dar nu atât de drept. Bildad a zis, dacă fiii tăi au păcătuit, Dumnezeu i-a dat pe mâna păcatului. Dar eu vă adusese jertfe pentru ei. Acum, ce bine e că se pot aduce jertfe pentru nebunia lor. Nu e așa ce bine este că se pot aduce jertfe. Sofar zice, hei, dacă ți-ar face Dumnezeu după cum meriți. Ce bine că Dumnezeu nu-i face lui Sofar după cum merită. Nu-i așa? Ce bine. Frați și surori, știți de ce sunt probleme în biserici? Pentru că prea avem de multe ori atitudinea lui Elifaz, Bilda, Sofar și chiar Iov înainte de a descoperi Harul lui Dumnezeu. În care ne judecăm unii pe alții, în, care, în loc să ne rugăm unii pentru alții. Cartea Iov se încheie cu rugăciune. Menirea bisericii este să mijlocească înaintea lui Dumnezeu și asta pentru că Domnul Iisus despre Domnul Iisus spune prorocul Isaia, în capitolul 53, el, cel disprețuit și părăsit de oameni, obișnuit cu suferința, că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, suferințele noastre le-a luat asupra lui și durerile noastre le-a luat asupra lui. Am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care îmi dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duce la măcelărie și ca o aie mută înaintea celor ce n-a deschis gura. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urma și va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propoși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiirilor lor. De ce îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici? Pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Eu s-a rugat pentru prietenii lui. Domnul Isus s-a rugat pentru noi toți cei vinovați. S-a rugat. A murit pentru noi. Biserica trebuie să fie o comunitate în care Harul Lui Dumnezeu să se manifeste, în care fiecare din noi să apreciem îndelunga răbdarea Lui Dumnezeu pentru noi și să învățăm să manifestăm Bunătate, îndurare, milă și har, față de cei ce sunt în jurul nostru. Putem să ne judecăm mult. Anumite evenimente care se întâmplă pot să împartă bisericile în, în două, unii de-o parte, alta de alta. Și s-ar putea ca unii să aibă mai multă dreptate într-o privință, s-ar putea ca ceilalți să aibă mai multă dreptate în alte privințe. Aici. Aș putea să discutăm foarte mult. Dar nu uitați că nimic nu vindecă ca harul, nimic nu vindecă ca rugăciunea. Și cred că această zi este o zi în care Dumnezeu ne atenționează cu privire la viața noastră de rugăciune, la viața de rugăciune a Bisericii. La rugăciunea în familii, la rugăciunea în grupuri mici, la rugăciunea astăzi, în locul acesta. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem intrare slobodă de la Tatăl prin Domnul Isus Hristos, că avem acces la tronul Harului. Eu zice cum să ajung la tronul lui. Epistola ne spune, pentru că avem un mijlocitor, pentru că avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. El a fost ispitit ca noi, fără păcat. De aceea și poate să vină în ajutorul nostru. Nu este nimeni care să ne înțeleagă mai bine ca Isus. Discutam odată cu poetul Ioan Alexandru și îmi spunea, eu vin la mama Domnului pentru că ca mamă mă înțelege mai bine. Și am zis, frate Ioan, oare Isus care e Dumnezeu înțelege mai puțin decât o mamă? Nu-i nimeni ca tine, Isus. Nu-i nimeni ca tine, Isus. În Isus Hristos, Dumnezeu ne-a arătat cât de mult ne înțelege cât de mult ne iubește, cât de mult ne acceptă. Și ne îndeamnă să facem și noi la fel. Dacă vrei să scoți dreptatea, dute pe drumul ăsta până când îți iese Dumnezeu înainte și zice, ok, ce să fac cu hipopotam? Ce să fac cu crocodilul? Și cu tine ce să fac?